prin cererile privind anexarea înregistrării audio, prin solicitarea de la Curtea de Apel Cahul a copiei sentinței pe cauza privind înlumirea lui Șor Ilan. Se resping cererile privind efectuarea expertizelor financiare și financiar bancare. Consider că poziția Curții de Apel este una vădit părtinitoare de partea părții acuzării. Credeam că la Curtea de Apel, totuși un complet deja nu, care constituie de 3 judecători, nu de unul, o să vrea să afle adevărul. Din păcate, această dorință nu există. Procurorul consideră însă că, prin înaintarea cererilor, avocații ar urmări să tergiverseze procesul. El nu consideră necesară efectuarea expertizelor financiare și bancare și nici formarea comisiilor rogatorii, prin care să aibă acces la mai multe informații internaționale. Noi considerăm că cererile date au doar caracter de a tergiversa procesul respectiv. Partea apărării cunoaște foarte bine cât durează comisiile rogatorie. Domn procuror e împotriva la tuturor cererilor noastre, de atâta fiindcă el nu vrea să stabilească adevărul. Nu vrea să stabilească adevărul în cauză. Noi considerăm că prin refuzul cererilor noastre, înaintate cu scopul de a stabili adevărul în cauză, instanța practic, mă repet, practic, dinainte s-a expus asupra faptului că îi refuză lui Lucinski în justiție conform legii și Constituției. Avocații au spus că vor examina argumentarea deciziei judecătorilor, după care vor stabili următorii pași. Kiril Lucinski a fost condamnat de prima instanță la 5 ani și 6 luni de închisoare. El a fost recunoscut vinovat de spălare de bani și fals în declarația de avere. Sentința a fost pronunțată pe 4 aprilie 2018. Acum, acesta se află sub control judiciar. Fostul deputat nu-și recunoaște vina, iar avocații au declarat anterior că clientul lor a fost învinuit că a spălat banii obținuți dintr-o infracțiune care nu există, iar sentința este o copie a rechizitoriului întocmit de procurori.